Taxa aeroportuară de 4,5 euro pentru un pasager ar putea fi anulată din 1 ianuarie 2024. Proiectul de lege este supus deja consultărilor publice. Deci aeroportul acum funcționează la capacitate bună, nu are probleme financiare. Această taxă nu va influența capacitatea de activitate a aeroportului. Noi vom aproba această, sau vom exclude această taxă și doi, va fi aprobat un nou pachet de susținere a companiilor noi care vin pe aeroportul nostru ca să reușim să atragem cât mai mult. Mai mulți operatori ne-au declarat că, odată cu anularea acestei taxe, vor fi înregistrate creșteri la alte servicii. Călătorii nu vor avea însă de suferit, deoarece prețul biletelor nu va crește. Reamintim că ultima modificare a taxei de modernizare a aeroportului a fost făcută în iulie 2023, când aceasta a fost redusă de la 9 la 4,5 euro.